Arestări în cazul furtului de combustibil de la baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Mai mulți bărbați au fost reținuți după decizia magistraților de la Tribunalul Constanța. Ei sunt acuzați că ar avea legătură cu dispariția 7 tone de combustibil din bază. 22 de persoane sunt cercetate în total în acest dosar de furt. 8 dintre acestea, printre care 7 militari, sunt acum în arest. Avocații inculpaților consideră măsura nejustificată și spun că vor ataca decizia. Aceștia ceruseră măsura controlului judiciar pentru 70 de zile. Știu la acest moment procesual ce s-a arătat în program de arestare preventivă, care a fost discutată de către judecătorul de drept Gilbertez în cadrul Tribunalului Constanța. Instanța a rămas în pronunțare, urmează ca într-o oră să dispună o soluție în privința acestei propuneri. Ce s-a propus? S-a propus arestarea preventivă de către parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București, a tuturor celor inculpați trimiși către arestare. Pentru ce sunt acuzați? Este o acuzație de, în esență, de furt calificat, o infracțiune împotriva patrimoniului. Este vorba despre furt calificat, produse petroliere și derivate de produse petroliere din baza militară de la Mihai Cogălnicianu. Este... S-a admis propunerea Ministerului Public de arestare. Pentru cei 8? Pentru toți cei. A respins solicitările noastre privire la o altă măsură. Ușoară. Ce ați cerut dumneavoastră? Pe un control judiciar. Am apreciat că un control judiciar ar fi fost oportun, eficient, rezonabil. Dar instanța a fost altă părere. Instanța întotdeauna are ultimul cuvânt. Suntem în calea contestației, un judecat în contestații, sper că atunci vom avea succes. În opinia mea, nu e justificată măsura, este exagerată. Reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii pe necesitatea acestei măsuri. A vorbit mai mult de gravitatea faptei. Apărătorul unuia dintre militari consideră că probele în acest dosar au fost obținute cu încălcarea legii, iar instanța nu ar fi trebuit să țină cont de ele. Nu există probe de vinovăție. Singura probă care a fost reținută, deși este foarte fragilă, e un bidon de motorină de volum 60 de litri, care a fost găsit în locuința mamei acestuia, în niciun caz în locuința lui, și asta vorbesc de percheziția care a avut loc acolo. Poți să vă invoci niște probe care au fost obținute din punctul meu de vedere total nelegal și spun asta pe considerentul unui text de lege care obligă organul de urmărire penală să întrerupă activitatea infracțională de îndată ce s-a sesizat. Ori aici se invocă faptul că activitatea infracțională este din iunie, iar noi suntem în noiembrie la jumătate. Asta înseamnă, după părerea mea, că este un soi de recunoaștere a organelor de urmărire penală că au încălcat un text de lege imperativ. Probele obținute nelegal nu pot fi reținute ca, nu pot fi avute în vedere în procesul penal. 50 de percheziții au fost efectuate până acum în acest dosar, atât la baza militară, cât și la domiciliile inculpaților. Anchetatorii au ridicat de la aceștia 7 tone de combustibil și alte probe importante pentru dosar. Este vorba despre cherosen și motorină cu care sunt alimentate avioanele, elicopterele militare și mașinile din parcul auto al bazei. Cei care vor fi găsiți vinovați în acest dosar riscă între 3 și 10 ani de închisoare.